Cancerul colorectal reprezintă o cauză importantă de morbiditate și mortalitate. Această patologie fiind la ora actuală a doua cauză de mortalitate neoplazică în România după cancerul pulmonar. Cancerul colorectal reprezintă una din cele mai frecvente neoplazii umane, afectând o persoană din 20 în ariile cu standard socioeconomic ridicat. Reprezintă totodată a treia cauză de cancer la ambele sexe, după plămân și stomac la bărbați și sân și uter la femei. Aproximativ unul din 8 cancere este de origine colorectală, fiind responsabil pentru aproximativ 1 din 10 decese de cauză neoplazică. În țara noastră, incidența cancerului colorectal este în creștere. Acesta este și motivul pentru care am consultat un specialist, care ne-a făcut niște mărturisiri pe care vi le facem cunoscute în cele ce urmează. Bun găsit! Mă bucur că ați ales acest subiect. Din punctul meu de vedere, cancerul colorectal reprezintă una din problemele principale ale noastre, ale oamenilor, mai ales trecut de prima tinerețe, din cauza faptului că, în cele mai multe cazuri, pacienții se prezintă pentru un control fără a avea o simptomatologie specifică pentru această boală. Astfel, pacienții trebuie să se prezinte către medic fără a avea o acuză specifică. Și astfel, această patologie, cancerul colorectal, reprezintă al doilea tip de cancer la nivel european. Ultimele cifre disponibile nouă arată că la nivel european, aproximativ 400.000 de oameni au fost diagnosticați cu cancer colorectal într-un singur an. Din păcate, această patologie nu are cea mai bună supraviețuire la 5 ani. Ea variază foarte tare. Un prognostic general, o rată de supraviețuire generală pentru toți pacienții diagnosticați este de aproximativ 55-60% în Europa și undeva spre 65% în Statele Unite, puțin mai mare. Dar ea variază extrem de mult, de la sub 5% la pacienții diagnosticați cu cancer colorectal în stadiu 4, în stadiu metastatic, până la 95-100% în cazul pacienților diagnosticați cu un cancer incipient. Sunteți medic gastroenterolog. Așa este. Cu ce simptomatologie se prezintă pacienții la dumneavoastră și cum se ajunge ca după investigarea unui pacient să puneți diagnosticul de cancer colorectal? În principal, pacienții se prezintă cu o simptomatologie nespecifică, așa cum spuneam. Balonare e una din principalele probleme ale noastre, ale oamenilor, cu dureri de burtă, care pot avea caracter de crampă sau caracter de arsură, cu tulburări de tranzit, cu sângerări, mai ales sânge proaspăt la nivelul scaunului reprezintă un semnal de alarmă. Nu tot ce este sânge proaspăt în scaun înseamnă o boală hemoroidală. Pacienții trebuie investigați și trebuie diagnosticați corect. Indiferent de vârsta pacientului, dacă avem o sângerare, va trebui să mergem către un medic specialist gastroenterolog. Cel mai adesea, pacienții vin când apare o tulburare de tranzit, când apare o agravare a constipației sau apare un episod de scaunii diareice ce nu trece spontan, nu trece după o perioadă de timp normală, ca să spun așa. Astfel, pacienții trebuie investigați, din punct de vedere gastroenterologic, printr-o colonoscopie. Este cea mai sigură metodă de a investiga un pacient pentru patologia colorectală. Colonoscopia este importantă pentru că nu doar diagnosticăm pacientul, ci îl și putem trata în aceeași ședință, în același episod, ceea ce reprezintă o scădere extrem de importantă a riscului de apariție a cancerului. Pacienții care se prezintă pentru colonoscopiile de screening au o scădere a riscului de apariție a cancerului colorectal cu aproximativ 60%. Vorbim aici de diagnosticul incipient a unui polip.
din punctul meu de vedere, un polip adenomatos de dimensiuni mici. Acest polip are undeva până în 5-6 mm. Un polip pe care putem diagnostica în cadrul unei colonoscopii. Din experiența mea, sincer vă spun că aproximativ 30% din pacienți pe care îi văd zilnic vin din proprie inițiativă. Restul, majoritatea, trebuie convinși. Din păcate spun asta pentru că trebuie convinși. Nu este nevoie de nici o recomandare medicală pentru a-ți face o colonoscopie. Singurul lucru pe care trebuie să-l avem ca să putem merge să ne facem o colonoscopie este vârsta de 50 de ani. Ba chiar mai mult, noile ghiduri scad această vârstă către 45 de ani. Pentru că în ultimul timp s-a văzut o creștere a incidenței cancerelor colorectale în cadrul populației tinere. În momentul de față, din cele 400.000 de cazuri din Europa, 10%, adică 40.000 de cazuri, sunt cancere colorectale diagnosticate la pacienți sub 50 de ani. Ceea ce din punctul meu de vedere este enorm. Mai ales că tinerii nu doresc întotdeauna să își facă o astfel de investigație. Din punctul meu de vedere, din cauza mitului urban, din cauza fricii, din cauza faptului că au auzit ei pe cineva că și-a făcut o colonoscopie și a fost groaznic. Ce poate să fie groaznic? De obicei, cel puțin acum 10 ani, acum 20 de ani, colonoscopiile se făceau în majoritatea cazurilor fără anestezie, cu aparate nu tocmai performante și atunci, în cadrul acestei proceduri, pot apărea niște senzații de durere. Pot apărea o durere cât se poate de reală. Acest lucru nu se mai întâmplă în acest moment. Există în momentul de față clinici cu aparatură de ultimă generație, spitale cu aparatură de ultimă generație. Și există și sedarea. Absolut. Și există sedarea, care se face la cererea pacientului și care reprezintă confortul absolut. De multe ori pacienții își doresc substanțele acestea și acasă, să poată să doarmă liniștiți noaptea. Nu simt absolut nimic, vin fără să aibă nicio senzație de balonare, de durere, pleacă din clinică fără să aibă nicio senzație de balonare sau durere. Este absolut normal, poți să vii, îți faci colonoscopie la ora 7, iar la ora 9 ești în club liniștit, fără să simți absolut nicio problemă. Sau te poți întoarce la muncă? Absolut. La fel. Absolut, fără nicio problemă. Ideea este că după sedare este bine să nu se întâmple lucruri importante, pentru că pacientul poate uita, poate avea momente de amnezie și atunci nu este ok să se întoarcă neapărat la muncă și să semneze acte, de exemplu, da, sau să conducă. Și din câte știu, principala recomandare este exact. Ca în primele ore să eviți condusul. Cât durează o astfel de procedură? Este echivalentă ca timp cumva cu endoscopia? Din păcate, nu este la fel de rapidă ca o endoscopie. Procedura în sine durează aproximativ 10-15 minute, o colonoscopie simplă, diagnostică, adică în care noi nu facem absolut nimic. Adică doar vizualizăm. Exact. Problema este că în ultimii 10 ani s-a produs o schimbare de paradigmă, iar în momentul de față nu este destul doar să vezi. Pentru că dacă noi avem un pacient cu un polip la nivelul colonului, nu este destul să îi spunem acelui pacient care are un polip. Practic nu am făcut nimic. Nu i-am spus decât că, domnule sau doamnă, aveți un risc mai mare de a face cancer colorectal în următorii 5 ani sau 10 ani. Și practic nu l-am ajutat cu nimic. În momentul de față, important este ca în cadrul clinicii, unde se fac astfel de proceduri, să se poată și extirpa acești polipi. Adică tăia, astfel încât acel pacient să poată beneficia de scăderea riscului de cancer colorectal. Practic, în loc să vorbim de un pacient de 60, de 65 de ani cu un cancer colorectal, vorbim de un pacient de 45-50 de ani cu un polip pe care l-am extirpat și pe care îl chemăm mai des la colonoscopii și astfel nu va mai ajunge
să dezvolte un cancer colorectal. Ați zis scăderea riscului. Exact. Nu și eliminarea riscului? Din păcate, există un anumit tip de cancer colorectal care nu se dezvoltă din polip și care apare spontan cu apariția între colonoscopiile de screening, între colonoscopiile la termen, ca să spun așa. Acest tip de cancer, din păcate, nu avem cum să-l estimăm, nu avem cum să îl prevenim sau nu avem cum să îl prezicem unui pacient. Se poate întâmpla ca între două colonoscopii de screening pacientul să fie diagnosticat cu un cancer colorectal. De asta, din punctul meu de vedere, corect ar fi ca fiecare om peste 50 de ani să își facă colonoscopii de screening, adică o colonoscopie la aproximativ 10 ani și între să își facă o colonoscopie dacă are simptomatologie. Este foarte important să ajungem să ne facem colonoscopii și să ne ascultăm corpul. Componenta ereditară din totdeauna în medicină a avut un rol important. Așa este. O punctăm pe ea și acum în cazul cancerului colorectal? Clar. Din punctul de vedere al Societății de Gastroenterologie, componenta genetică este foarte importantă, dar doar 20% din pacienții diagnosticați cu cancer sunt pacienți care au o componentă genetică, adică care au un sindrom de polipoză intestinală. Din păcate, boala aceasta este mai degrabă o boală a factorilor de mediu. Mai exact? Mai exact. Factori de risc. În primul rând, dieta. O dietă bogată în carne procesată, o dietă săracă în fibre, o dietă bogată în grăsimi, consumul regulat de alcool, fumatul, sedentarismul, obezitatea, toate acestea reprezintă factori de risc pentru cancerul colorectal. Adică românii. Da. Să știți că chiar mă uitam pe graficele din Europa și nu doar românii. De exemplu, la consumul de alcool era Cehia și cu România date ca și exemplu pentru consumul de alcool și pentru creșterea incidenței cancerului colorectal. Deci se poate întâmpla și în alte părți, nu doar românii. Conduita asta sau regimul ăsta igienodietic, dietetic este destul de greu de respectat pentru toată lumea. Într-adevăr, sunt și persoane responsabile care au grijă de toate acestea și de multe altele. Dar sunt și persoane care merg pe principiu o viață am și decât să-mi pară rău, mai bine, știți, exact, vorba exact românească. Și atunci v-aș întreba ce ar putea veni în salvarea celor care nu reușesc să se alinieze acestor recomandări, dar care totuși nu-și doresc să ajungă într-un astfel de punct. Am vorbit mai devreme despre simptome, despre balonare, corect, de toate celelalte, corect, și despre faptul că de prevenție, că ar trebui să facem această colonoscopie la un anumit interval de timp, mai scurt sau mai lung. Sunt investigații care să ne ajute să identificăm riscul spre a dezvolta o astfel de formă de cancer, pentru că știu că la un moment dat, cel puțin în capitală, era disponibil acum câțiva ani o investigație destul de costisitoare, dar care îți elibera un profil al personalizat, genetic, în care spunea ce predispoziție ai pentru fiecare formă de cancer sau pentru principalele forme de cancer. În momentul de față, în România, există testare genetică pentru pacienți pentru cancerul colorectal. Reprezintă constă în aproximativ 20 de gene testate, cele mai implicate gene în producerea cancerului, în apariția cancerului colorectal. Din păcate, pentru noi asta nu înseamnă că dacă noi ne facem acel test genetic și suntem negativi, nu vom face un cancer colorectal. Ce putem face noi dacă nu putem duce o viață așa cum, eu știu, apare în recomandarea medicală? Păi simplu, putem veni să ne facem colonoscopiile regulat, este cel mai important lucru, da? Și putem să ne creștem consumul de fibre. Deci doar consumul de fibre, dacă ne-l creștem, este un lucru foarte bun și ne ajută.
Care sunt alimentele cu cel mai bogat consum de fibre? În principiu, fructele și legumele și tărâțele integrale. Deci nu există orice fruct și orice legumă, mai ales legumele și fructele proaspete, conțin fibre și ne ajută pentru protecția cancerului colorectal. Din păcate, voiam să vă mai spun un singur lucru apropo de simptome. Este dovedit științific că toți pacienții diagnosticați cu cancer colorectal simptomatic au avut un prognostic mai prost decât pacienții ce au fost diagnosticați cu cancer colorectal în cadrul unui screening, în cadrul unei colonoscopii la termen. Și atunci nu este întotdeauna o decizie înțeleaptă să așteptăm simptomele. Este, ca să vă dau un exemplu, din momentul împlinirii vârstei de 50 de ani, cam 30% din populația peste 50 de ani are cel puțin un polip colorectal. 30% din toți cei care au 50 de ani au un polip. Polip care peste 5 ani, peste 10 ani, se poate transforma într-un cancer colorectal. Și atunci este important ca acei oameni care au vârsta să vină să-și facă o colonoscopie astfel încât să putem extirpa polipii și astfel să nu mai permitem bolii să avanseze către un cancer colorectal. Cu ce recomandări pleacă pacientul după o colonoscopie? În principiu, un pacient cu un polip rezecat în cadrul unei colonoscopii pleacă cu recomandarea de a se întoarce peste aproximativ 2-3 săptămâni pentru a citi împreună rezultatul histopatologic al acelui polip și pentru a lua o decizie și a stabili următoarea colonoscopie. În principiu, colonoscopiile ulterioare pot veni la 6 luni, pot veni peste un an, peste 3 ani, peste 5 ani, în funcție de tipul de polip ce l-am rezecat, în funcție de gradul de displazie a acelui polip și în funcție de prezența altor polipi în momentul colonoscopiei. Nu întotdeauna se pot scoate toți polipii în cadrul primei colonoscopii și astfel putem programa acel pacient mai devreme pentru colonoscopie și pentru a rizica restul polipilor. Aceasta este situația în care pacientul vine la dumneavoastră cumva în faza incipientă. Exact. Ce se întâmplă și cum arată un pacient care a depășit faza incipientă? Cum arată ca simptomatologie? În principiu, un pacient care a depășit faza incipientă poate apărea ca simptomatologie cu nimic în 50% din cazuri, adică 50% din cancerele colorectale, și aici nu mai vorbim de polip, nu mai vorbim de nimic, vorbim de cancere, adenocarcinome, care trebuie operate, în peste 50% nu au niciun simptom. Cel mai adesea, pacienții vin cu apariția constipației sau agravarea unei constipații și cu sângerări. Asta este cel mai întâlnit simptom în cazul cancerilor rectale și colorectale. Un astfel de pacient, odată diagnosticat, este absolut imperios să dovedim acest cancer din punct de vedere histopatologic. Adică nu este destul să îi spun pacientului din propria experiență că ceea ce am văzut eu este un cancer. Avem nevoie de celulă. Asta pentru evoluția ulterioară a pacientului și pentru tratamentul ulterior al pacientului. Vorbim de tratamente diferite în cazul cancerurilor rectale față de tratamentul cancerului de colon. Dacă în cazul unui pacient cu un cancer rectal, care cel mai des se prezintă la doctor pentru sângerări, apare necesitatea unui tratament, unei radioterapii, înaintea operației. Lucru care pare oarecum nefiresc, pentru că pacientul se prezintă, îi spunem că totuși este vorba de un cancer rectal și totuși nu-l scoate. Totuși, primul lucru atunci când apare o problemă, vrei să o elimini. Aici e puțin oarecum nefiresc, dar pacientul trebuie să înțeleagă că o radiochimioterapie adjuvantă înaintea unei operații
s-a dovedit științific că oferă pacientului un pronostic și o supraviețuire mai bună la 5 ani. Și astfel, nu este nicio problemă dacă acel pacient rămâne cu tumora rectală pe loc, atât timp cât își face radioterapie și chimioterapie și ulterior se va opera. Chiar dacă uneori putem vorbi de pacienți care necesită o operație per primă. Pacienții aceștia sunt pacienții care vin în ocluzie. Vin în urgență, se prezintă în urgență cu simptomatologie gravă și necesită o operație per primă. Indiferent dacă vorbim de un cancer rectal sau un cancer de colon. De asta este bine să nu ajungem niciodată într-o fază atât de avansată, pentru că ne scădem singur șansele să avem un prognostic mai bun. Există pacienți care ajung la medic cu metastaze. Cancer de colon cu metastaze. Așa este. Există. Ce se întâmplă cu aceștia? Acești pacienți, în funcție de simptomatologia acestor pacienți. De obicei, acești pacienți apar în camera de gardă, apar la urgențe cu anemie cel mai adesea sau cu sângerări. Dacă patologia ne permite să amânăm orice intervenție chirurgicală și să evaluăm pacientul printr-o colonoscopie, printr-un computer tomograf, printr-un RM de pelvis, de abdomen, depinde de ce avem nevoie, acești pacienți sunt în general trimiși către oncolog pentru a începe o chimioterapie. Asta dacă tumora rectală sau colonică ne permite. Pentru că uneori suntem nevoiți să trimitem acești pacienți către chirurg pentru că sunt în ocluzie sau pentru că sângerează și sunt anemici. Altfel nu pot începe un tratament, o chimioterapie. Este cu cât cancerul colorectal este diagnosticat într-o fază mai avansată, cu atât tratamentul este mai dificil și mai personalizat pe fiecare pacient în parte. Speranța de viață a pacienților cu cancer colorectal, care este? În principiu, dacă vorbim de un pacient diagnosticat cu un cancer colorectal în stadiu incipient, adică un carcinom in situ, care în momentul de față poate fi tratat endoscopic, nici măcar nu mai are nevoie de o chirurgie. Și în momentul de față se poate trata cancerul colorectal strict endoscopic, dacă vorbim de un carcinom in situ. Acești pacienți au în general speranță de viață normală, nu este afectată cu absolut nimic. Vorbim de 100% supraviețuire la 5 ani și ulterior supraviețuire normală în funcție de cât a fost să fie. Dacă vorbim de un pacient în stadiu 1, stadiu 2, vorbind de o supraviețuire la 5 ani undeva la 70%, adică începe să scadă, iar pacienții în stadiu 4, adică stadiu metastatic, au o supraviețuire la 5 ani undeva între 5% și 30%, adică foarte mică. Speranța de viață a pacienților cu metastaze, în principiu, se cam oprește la 5 ani, așa. Dar depinde. Depinde foarte mult și de tratament, și de chimioterapie, și de mutațiile genetice prezente în tumor, astfel încât dacă acea formațiune tumorală, dacă acele metastaze pot răspunde sau nu la chimioterapie, la imunoterapie, ceea ce ar fi excelent. Dar, în principiu, cu cât stadiul este mai avansat, cu atât speranța de viață este mai mică. Pacientul diagnosticat cu un cancer colorectal primește în asociere și alte afecțiuni? În principiu, cancerul colorectal apare mai des la pacienții care suferă de boli inflamatorii intestinale și mai sunt câteva tipuri de cancere, de tumori neuroendocrine, care pot apărea în cadrul unor sindrome complexe de tumori neuroendocrine, adică inclusiv boli, cancere de tiroidă, de suprarenale, și mai departe. Inclusiv există o tipologie de cancer asociat cu cancerul de ovar. Mă gândeam dacă tratarea unui pacient cu cancer colorectal este o muncă într-o echipă multidisciplinară. Clar. De aceea v-am întrebat. Clar. Întotdeauna.
Pacientul neoplazic este întotdeauna un pacient complex care necesită, în principiu, un tumor board, adică o întâlnire a unor medici de mai multe specialități. În principiu, un cancer colorectal necesită un gastroenterolog, un chirurg general, un oncolog, un radioterapeut, un medic imagist, astfel încât acel pacient să primească cea mai bună opțiune de tratament. Și, în principiu, așa cum vă spuneam mai devreme, nu este destul în acest secol, în acest an, să vorbim doar de extirparea cancerului. Nu este destul să vorbim despre faptul că am scos cancerul. Asta se întâmplă ușor. Se întâmplă peste tot. Vorbim despre a îmbunătăți prognosticul. Dacă îi oferim 5% șanse de supraviețuire mai mari la 5 ani, din punctul meu de vedere este un câștig enorm. Aici, în cadrul Clinicii 360, există o echipă destul de vastă de medici gastroenterologi, din care fac parte și care fac zilnic colonoscopii și endoscopii, atât de screening, adică în cadrul pentru pacienți asimptomatici, cât și pentru pacienți simptomatici. În cadrul Clinicii 360 puteți să faceți o colonoscopie cu bilet de trimitere de la medicul de familie, fără niciun cost adițional pentru dumneavoastră. În cadrul clinicii noastre, în cadrul Clinicii 360, colonoscopia poate fi însoțită de extirparea de polipi, de diagnosticarea unor patologii complexe, mileocolonice și tot în cadrul Clinicii 360 se pot face proceduri endoscopice avansate, cum ar fi extirparea de polipi foarte complex, atât de la nivelul rectului cât și de la nivelul colonului, cât și extirparea unor cancere incipiente colorectale. Folosim aparate cu imagine de înaltă rezoluție, ceea ce ne permite diagnosticul leziunilor incipiente și un diagnostic cât mai exact din punct de vedere optic. Mai multe informații despre echipa de medici din cadrul Clinicii 360 veți putea găsi pe site-ul clinicii și pe pagina de Facebook. Aici se încheie ediția de astăzi, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem peste o săptămână. Până atunci însă nu uitați să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Pe curând!